Să vedem o plecare de pe loc în eco, pedală la jumătate. Deci ca să vedeți cam cum arată și dacă eco-ul ăsta e lent sau cum vi se pare față de o altă mașină. Vă puteți da seama de acolo din indicatorul albastru din dreapta că într-adevăr sunt cam la jumătate cu pedala, da? Deci cam așa arată cu eco. Recuperarea la 0, uitați-vă cum se comportă, la 1, la 2, la 3. Și maxim. Deci am făcut tot ce am făcut, acum am făcut perfect, în sensul că exact unde întoarcem noi mașina, exact acolo s-a oprit. Deci toate cum am obișnuit cu mașina eu, deci am înțeles-o încât tot ce am făcut fix în locul în care întoarcem ne-am oprit. Bun, o punem și normal. Observați că se schimbă display-urile. Avem în moduri acolo, putem opta, deși în eco poți să spui display de sport sau altceva, nu e o problemă. E setat acum să fie legată de modul de conduce, deci fiecare ecran de ăsta e dedicat unui mod, normalul arată așa. Și vreau să vedem o plecare de pe loc tot cu pedala cam la jumătate, în normal. Să vedeți cam care este diferența, dacă este, este o diferență, pentru că reactivitatea mașinii este alta. Mă rog, cât îmi iese mie să țin pedala așa. Și din nou o trecem în modurile de recuperare, de data asta mai agresiv, că urmează un limitator de viteză. Nu pot să cred, dacă și pe ăsta l-am evaluat atât de bine. Perfect, ia uitați-vă că vine limitatorul acum, ia să vedeți. Ce, 3 km am avut în plus față de 30 cu care trebuia să-l iau. E confortabilă la trecerea peste limitatoare, depinde de ce fel, dacă sunt din astea cum au fost astea din plastic sau din ce sunt ele, se simt un pic mai dur. Dacă sunt în, cum se cheamă, suprafață de asfalt înălțată, poți să treci cu ele, poți să treci cu 40, că nu ai nicio problemă. Le ia foarte fine, super ok. Și o să facem imediat și în sport. Cu comentariul pe care eu trebuie să-l fac, din punctul meu de vedere, și mașina asta și altele ar trebui să nu mai aibă modul ăsta normal sau intermediar. Pentru ce? Care-i scopul lui? Am avut și eu, când am făcut update-ul ăsta, upgrade-ul, că-mi tot vine să-i zic update, când am făcut upgrade-ul la Tesla, mă așteptam, așa văzusem pe net și credeam că așa este, că o să-mi rămână modurile chill, care ar fi un fel de eco, să zicem, standard, eu așa aveam la Tesla, chill și standard, și o să-mi adauge modul sport, în care o să am 0-100 în 4,4 secunde. Și nu. Niște băieți deștepți acolo, că ăștia îi duce capul destul de tare la Tesla, au zis, pentru ce, sau ori fi zis altfel, bă, am văzut la unul, Robert Adam din România, a zis ăla că n-ar trebui să fie așa, hai să nu mai punem standardul ăla acolo. Și mi-au pus direct chill și sport. Și dacă mă întrebați pe mine, mașina asta, Ioniq 6, care are 3 moduri, eco, normal și sport, și care sunt, eu sunt super ok cu ele, dar întreb, nu vi se pare că eu, dacă am făcut 1500 de km, 1400 și ceva, aproape 1500 de km cu mașina asta, și am folosit doar eco și puțin sport, nu vi se pare că normal ăla e în plus? Zic și eu, doar întreb. Și cred că și aceste lucruri ar trebui să fie cumva gândite altfel. Deci pentru mine modul normal, ce face modul normal? Ce? Accelerează mai bine? Nu. Nu. Eco merge foarte bine așa cum ați văzut. Și acum să facem un 0-100 în sport. Da? Ia să vedem ce vine acum, sportul. Da? Mai avem și mod nou, dacă îi dăm pe vară imediat. Deci 0-100 în sport. Nu stă telefonul pe banchetă chiar ca la Y-ul meu, dar să știți că împinge cumva.
foarte rapid și mă văd nevoit să frânesc că am o mașină în față care merge cu vreo 80 de km pe oră, am prins-o imediat. Deci, ca o concluzie, dacă vreți, după mulți kilometri ăștia făcuți cu mașina, pentru cei care nu se împacă cu ideea de Tesla, că are un ecran, că nu are butoane, că nu are semnalizatoare, că nu are nu știu ce și vor o mașină normală, prima mea alegere este asta. Deci peste Ioniq, peste e-Niro, peste orice. De ce? Cel mai aerodinamic, da, model care poți să-l iei, nu numai cu banii ăștia, până într-o 100.000 de euro, ăsta e. Nu există altceva. Deci e cea mai bună variantă. Dacă vreți să fac o comparație, este cum era Honda Civic Sedan acum 15 ani, aia care o luai cu 1.8 benzină, cu cutia manuală, nu mai știu, parcă avea 5 trepte sau 6, nu mai rețin, dar care era, dacă vrei o mașină să te țină o viață, aia era. E, dacă vrei o electrică și să nu fie Tesla, asta e. Prima alegere, numărul 1 pentru mine, dincolo de orice, nu ai, în banii ăștia nu ai, n-ai la ce să te uiți, da? Deci, repet, non-Tesla, pentru că altfel, sigur, e Model 3 Standard Range, care, în esență, și la bani mai puțin, face tot ce face asta și poate și mai bine. Ce vreau să vedem, că poate n-am fost atent, eu acum am văzut, eu sunt un om care recunosc când greșesc sau dacă sunt prost, nu e nicio problemă, important e să nu fiu prost și mâine. Acum am văzut că în Sport acolo nu mai ți arată consumul, ți arată cuplul, da? Vedeți aici. Adică, ce înseamnă? Că n-am dat-o în Sport de câte 2-3 ori, atât, n-am fost atent la... Da, e un aspect interesant. Spuneam că văzusem mai devreme acolo că dacă ții drive modul ăsta apăsat, ți-o bagă în modul de snow. Modul de snow care presupun, nu am citit sau n-am informații clare despre modul ăsta, presupun că fiind și cu propulsie, deci având motor în spate și tracțiune pe roțile spate, ți este mai greu iarna și atunci are un fel de, te ajută electronic, da? Îți modulează atât pedala cât și diversele sisteme de asistență în așa fel încât, cum are BMW, că și BMW are... Mi-amintesc că acum avem noi un, mă rog, un coleg de la o firmă care colaborăm și care avea un BMW din ăsta și într-o iarnă m-a sunat și a zis, am rămas cu el în zăpadă, avea un seria 1, cred, cu tracțiune spate și a zis, nu mai pot să ies cu el, nu mai vrea, nu, zi-mi, ajută-mă, fă ceva. Și am zis, vezi că ai acolo în bord, faci chestia asta și omul avea mașina de vreo 2 ani. Și a fost șocat, a zis, Doamne, a ieșit mașina, deci a ieșit BMW-ul de acolo imediat de unde el nu a ieșit. Și doar i-am zis ce să facă. Da? Și așa și aici, adică ai pus-o în snow, mașina te ascultă, mașina o să te, n-avem zăpadă acum ca să o demonstrăm, dar pot să vă zic că am văzut la Tesla chestia asta. Nici eu nu m-am băgat cu Tesla mea foarte mult în zăpadă, dar am un prieten, am mai povestit eu de el, Răzvan, care are Y la fel ca al meu, long range, tracțiune integrală și care l-a s-a băgat cu ea, a făcut ce n-ai face, nu mă băgam nici cu Isuzu unde s-a băgat el acolo și m-a sunat și mi-a zis, e ce trebuie. Așa că nu vă faceți griji, chiar dacă este propulsie, să spunem, da, termenul corect, că n-o să aveți probleme iarna cu ea, pentru că ai shift by wire, ai tot, deci nu ai ce să-i faci decât ce vrea ea. Când ești în modul sport, o să mă trec acum în eco, deci când ești în modul snow, ea va face numai ce trebuie să facă să te ajute să te scoată de acolo. Și dacă ai cauciucuri de iarnă, nu ar trebui să fie o problemă orice călătorie. Bun, nu te bagi în zăpadă de o jumătate de metru, că nu e Raptor. Să vedem un contact, să zicem, da? Deci cam așa arată când oprești sistemul. Intră pe accesorii așa și un contact cu sunetele aferente. Iar în momentul în care apăsăm pedala de frână și din nou butonul EV Start Stop, care
la alte mașini acum a început să cam dispară și probabil că e timpul să dispară și de pe Hyundai. Vedem bordul care arată așa. Și opțiunile care sunt, nu sunt foarte multe. Dacă apăsăm OK aici, ne duce în ecranul de setări pe display-ul mare. Da, gen face chestia asta. Mai avem display-ul de consum cu informațiile pe care le vedeți. Busolă și dacă avem navigație setată, o vedeți și pe ea aici, informații despre navigație acolo. Oricum nu mai merge nimeni cu navigația, toată lumea e pe Google Maps sau Waze. Dar în țări în care nu ai, de exemplu, conexiune sau ceva, atunci te bazezi pe navigația mașinii. Și mai avem zona de informații unde avem presiunile în pneuri, pentru că nu conducem, nu ni le arată. Și repede ecranelor, cum o să le mai vedeți filmate de mai multe ori. Deci cam așa arată primul ecran, să spunem. Ecranul din spatele volanului. Ambele ecrane au 12,3 inci. E sistemul care e pe Hyundai Kia deja pe toate mașinilor de la un anumit nivel de echipare în sus. Bun. O să constatați probabil că filmele s-au apropiat de sfârșit și nu am vorbit de motor și de baterie. O să pun cu siguranță niște linkuri acolo cu lucruri pe care eu le consider interesante despre mașina asta și cine vrea se uită și aprofundează. Nu sunt multe lucruri de spus. Hyundai are un motor, de fapt două motoare disponibile pentru, era să zic EV6, pentru Ioniq 6. În cazul de față avem o putere de 229 de cai și un cuplu de 350 de Nm de la 0 la 4400 de rotații pe minut, dacă țin eu bine minte. Și nu știu dacă zic bine sau nu, nu sunt foarte sigur de informația asta. Știu că turația de putere maximă a motorului, deci cea suportată de motor, ar fi 15.000 de rotații pe minut. Nu e neapărat o informație relevantă. Am mai povestit la electrice, mai ales la, pe măsură ce evoluează tehnologia, devine puțin stupid să stăm acum să judecăm cum e în fiecare motor, că ăla are o înfășurare de nu știu care, că ăla e așa și pariul la mașina electrică este eficiența. Deci eu judec o mașină electrică, nu mă interesează ce motor are. Poate să aibă, cum râde lumea, poate să aibă motor de aspirator. Atâta timp cât merge tare, consumă puțin, e fiabilă, nu e sensibilă la frig sau la factori externi, la așa, în momentul ăla mașina pentru mine are valoare. Așa poate să fie, sunt N tehnologii și N patente și puse și fiecare, ăla a făcut nu știu de care, ăla nu folosește pământuri rare și nu mai știu eu ce. E foarte bine, e sustenabilitate, e, mă rog, se chiar citeam astăzi un articol foarte interesant cum o să ajungă prețul pe kilowatt la $100 pe kilowatt oră de baterie, pentru că a început să cadă prețul nichelului, cobaltului și așa mai departe. De ce? Pentru că au apărut alternative. Încep să apară solid state baterii și alte chestiuni. Și toate lucrurile astea pentru mine sunt numai vești bune. Adică sunt vești bune în sensul că urmează adevărata revoluție, urmează momentul Henry Ford, dacă vreți, da? Al acestor, adică momentul ăla în care se vor face la scară mare, la cost redus și vor apărea mașini accesibile pentru toată lumea și momentul ăla fiecare va decide cine vrea și, domne, putem să ținem mașini, cum se cheamă, ICE, da? Aceste mașini cu care am trăit, nu mi-e rușine că am condus, mi-au plăcut, le-am iubit, le-am adorat la vremea lor, dar nu putem să, progresul nu ia prizonier, să nu uităm. Și deci mașinuța asta are o baterie de 77,4 cred kWh NMC, nichel, mangan, cobalt.
Mai are și litiu, ion și alte tâmpenii din astea. Nu intrăm acum în chimia exactă a bateriei. Informația care ne interesează este, sau de fapt informații care ne interesează sunt două. Unu, că este răcită cu lichid, deci e o tehnologie superioară, are posibilitate de precondiționare și ar mai fi una, a treia, ca să vedeți ce înseamnă progresul în același, cum se numește, în același spațiu și cu aceeași greutate, într-un interval de 10 ani de când, deci ca interval de referință, cam de când a apărut Kona sau la Kia, cred că reperul mai bun e Kia Soul EV, deci când a apărut Kia Soul EV, imaginați-vă că în același spațiu și cu aceeași greutate, autonomia bateriei s-a dublat, deci atunci aveai, nu știu, 160-180 de kilometri era autonomia și în același spațiu și formă și greutate, acum ai 485-500 de kilometri. Deci nu că s-a dublat, aproape că s-a triplat. Și acest lucru, deci, ne indică nouă cumva că probabil peste 10 ani vom avea fix treaba asta. Ce ne uităm acum și ni se pare că 614 km cât e range-ul declarat la această mașină este ceva care unii spun că e prea puțin, alții ca mine spun că e prea bine dacă reușește să facă treaba asta. E, peste 10 ani s-ar putea ca acești 614 acum să fie cei 160 care erau la Kona și la, mă rog, la Soul EV, nu mai rețin exact, parcă avea 160-180, oricum era cel puțin la jumătate față de cum este acum un nou Soul sau un nou Kona, de exemplu. Nu mai zic față de Ioniq 6 sau Ioniq 5 sau ce or să mai vină. Legat de motoare, deci motorul e cu magnet permanent, asta e o informație bună, are o înfășurare destul de basic într-un fel, dar în același timp foarte robustă și cam asta nu ne interesează mai mult. El, ca și cutie de viteze, avem de fapt un reductor cu o treaptă care este, mă rog, soluția generic utilizată peste tot. Din câte știu eu, din informațiile mele, eu nu spun numai lucruri frumoase și bune și minunate, ce frumos e Hyundai și așa, au fost destul de multe probleme cu niște rulmenzi din ăștia mai principali, să spunem, deci în zona asta de reductor, deci care nu rezistau la cuplu foarte mare, adică grupul Hyundai-Kia a întâmpinat genul ăsta de probleme. S-au mai schimbat pe garanție, au mai fost clienți nemulțumiți, ca peste tot, ca la orice lucru mai nou, să zicem. Ideea este că ceea ce am spus rămâne valabil, faptul că avem tehnologie pe 800 de volți, atenție, care suportă și încărcarea pe 400 de volți, că este un lucru foarte important, deci mașina e polivalentă, o poți încărca de la priza de acasă cu cablu până la o stație de mare putere unde încarcă cu 233 de kW. Deci această tehnologie pe 800 de volți face totuși o mare diferență și este greșit să ne raportăm la o mașină care, de exemplu, nu știu, nu-mi vine acum să dau un exemplu concret. Poate vedem o mașină care are 280 de cai și zicem, mamă, are 280 de cai, e mai tare decât Ioniq ăsta 6. Nu, dacă are 400 de volți, tehnologie, nu e mai tare decât Ioniq ăsta, pentru că livrarea de putere se face mult, mult, mult mai rapid și în același timp în situațiile în care e nevoie să susții mai mult timp o viteză mai mare sau să-i dai cerințe de putere mai mari, arhitectura de 800 de volți este superioară. Deci nu se întâmplă ce? Acele limitări, acele gâtuiri care apar la Ford Mach-E și la alte mașini foarte șmechere de altfel, dar a căror integrare per total nu este atât de bine gândită cum este la Tesla, de exemplu, sau cum este, iată, la coreeni, care, și mă îndrept acum și spre zona de concluzie ca să nu le lungim, coreenii au declarat că scopul lor în ceea ce privește electrificarea
este ca în următorii 5 ani ei să fie în primii 3 din lume. Ați înțeles? Aroganță. Sau cum am zis eu, iar asta mi-aparține mie, tupeu corean, e brand, marcă înregistrat. Deci tupeu corean. Deci eu au spus, noi știm unde suntem cu electricele, știm ce putem să facem și noi vom fi în primii 3 în următorii 5 ani, noi vom fi în primii 3 din lume pe vehicule electrice, că pe restul nu mai. Dacă vă uitați ce scoate Genesis acum, că au două segmente, o divizie de sport, îți cade fața, deci nu-ți vine să crezi ce poate să facă pe zona aia. Și mai au o divizie de lux care atacă, bineînțeles, zona de, mă rog, Range Rover și din astea. Și când te uiți la un Range Rover, arată ca o cutie de chibrituri pe lângă ce design au făcut cei de la Genesis. Adică, repet, coreenii sunt, deci s-a schimbat mult în lumea auto, așa cum spuneam. Ia amintiți-vă, cine spunea acum 2-3 ani, domne, atenție că ăștia vor să fie numărul 1, ăsta e scopul lor, Hyundai Kia. Bun, între timp, și ce am spus eu, nu s-a mai verificat. A venit treaba asta, a nebunit lumea cu electricele, Tesla a făcut ce a făcut și fac în continuare, adică termenul în engleză, acel disruptiv, da? Deci care pur și simplu ei zăpăcesc complet piața auto, fie vin cu mașini super tari la prețuri mai mici decât poate oferi oricine, adică lor rămânându-le marje de profit foarte mari, încât pur și simplu îi nebunesc pe ăștia pe toți. De la Toyota e, știu că lumea comentează, domne, vine mare Toyota, numărul 1 mondial, ok, e în regulă, dar pe zona de electrice ei n-au arătat nimic și probabil că or să vândă într-un an, doi, câteva modele BYD sub sigla Toyota, ceea ce e absolut rușinos pentru Toyota. Sau s-ar putea să vină, cum spun, cu bateria de 1.000.000 de kilometri garanție și 1.000 de kilometri autonomie, le urez succes, dar deocamdată cei care joacă, și eu sunt într-o mașină care joacă, e pe teren, sunt coreenii, chinezii cu anumite mărci, NIO, BYD, MG și mai sunt câteva, restul, Rivian, Lucid și așa, sunt toți să-ți bat în faliment, sunt ca niște pești așa și bineînțeles, momentan, din punctul meu de vedere, ca gândire și tehnologie, numărul 1, multă vreme de acum încolo, Tesla. Și acum, concluzie, da? Deci vă invit să vă uitați și la plimbarea noastră la Timișoara și retur, că o să vedeți date interesante de acolo, realitate, deci nimic măslui, ca și aici, da? Iar aici pe bord vedeți că după cei 1118, nu mai rețin câți am făcut, am mai făcut 383, tura noastră obișnuită, în care consum mediu a fost 15,6 kWh la 100 de kilometri. Da, iată și informația drive-ului de acum cât am făcut, 14 km, da, și de la încărcare, că am mai băgat eu un pic la încărcat, aveam 82 și acum avem 160, mâine o să duc mașina înapoi la Hyundai. Și ideea care era, că avem acest consum mediu, care eu zic că este absolut realizabil și chiar mai bine de atât. Fabrica dă un consum de 14,3 kWh la 100 de kilometri. Păi dacă am obținut 15,6, este foarte, foarte bine. Cu clima, cu tot, absolut. Cu, nu mai zic, am avut și laptopuri la încărcat în mașina prinsă de 20 și tot timpul telefon pe Waze, s-a mers cu lumini ambientale, pornite și ziua, puteam să le opresc sau să fac diverse chestiuni, că vezi, Doamne, să economisesc. Nu, n-am făcut-o. Mașina s-a comportat impecabil în punctele de vedere fundamentale, astea de care vorbesc. Deci frâne, ținută de rând, nu-i simți greutatea, e dinamică. E... Deci, cum le spun prietenilor mei, că am avut discuții și pe la poligon cu oameni cu mega bani și tot și le-am zis, bă, dacă te urc în mașina asta și te dau o tură cu ea, mașina pe care o ai tu acum, Volvo sau ce ai, ultimul răgnet și așa, nu te mai urci în ea, o să pleci acasă cu trenul. Ce credeți că a făcut omul meu? Nu s-a urcat. Adică nu și-a asumat riscul. Atâta a zis, bă, ăsta e atât de convingător când spune lucrurile astea, încât există riscul să pățesc chestia asta. Să consider că mașina mea, Volvo sau mai știu eu ce, e un junghi nenorocit. Și vă spun, cine face drive test cu mașina asta, deja am vândut două, adică după drumul de la Timișoara, m-a sunat un prieten care are bani mulți și a zis, fii atent, dă-mi unde mă duc, că
n-a luat pentru el, a luat pentru cineva. Și mai am deja un băiat care cu un hai să nu mai zic marca, tot electrică are și șmecheră, mai șmecheră decât Ioniq 6, dar s-a plictisit de ea și se gândea la Ioniq 6 și după ce a văzut ce am postat și așa, a zis gata, Ioniq 6 să fie. Deci deja am două înainte să public filmele. Putem calcula și opinia mea despre acel 6... M-am încurcat acum un pic în comitet și putem calcula folosind consumul mediu range-ul potențial pe care l-ai face la acest consum. Calculul este foarte, foarte simplu. Cunoaștem capacitatea bateriei 77,4. Dăm la o parte un cât ne e confortabil nou. 10% nu, 20%. Deci dăm la o parte 20%, presupunem că vom încărca atunci când ajungem la 20%. Acest lucru ne permite nouă să avem un 80% din calculat și voi cât e 80% din 77,4 de kW, deci aia ar fi energia disponibilă. Și energia disponibilă o împărțiți la 15,6 ăștia kWh la 100 de km și o să vă dea o cifră, nu știu, 500, 480, 604, cât iese, că nu am calculatorul la mine. Sau n-am mail-ul la mine, cum zicea cineva care a murit, Dumnezeu să-l ierte. După părerea mea, condusă corect la economie și fără extravaganțe, mașina face cei 614 km. Ce nu mi-a plăcut mie la ea și ce nu mi-a fost suficient nici măcar atâta cât am mers cu ea, ori de câte ori am încărcat-o la full, nu mi-a arătat niciodată nici măcar 500 de kilometri. Deci nu mi-a arătat. Mi-a arătat 458, cred că a fost maxim pe care l-am avut. Și asta mă... De ce spun că nu-mi place? Nu în sensul că ar minți Hyundai sau că n-ar face sau nu. Dar la mine, la Tesla, la 80%, eu am 422 de kilometri acum, pe vremea asta. Deci acum e mașina în curte, dacă mă uit în ea, are 417, cred că acum, că a stat câteva zile și se mai descarcă stând. Și atunci, eu știu cum este la Tesla. La Tesla te păcălește cumva la 422 de kilometri, nu-i faci real, faci cam 385, deci pierde cât vreo 30 ceva, 40 de kilometri, cu clima, cu stilul de mers, cu ce, dar nu, niciodată nu-i faci, adică dacă eu văd pe bord 422, nu înseamnă că îi fac, înseamnă că fac 385, verificat de mine. Ei, la Hyundai, dacă văd pe bord 454, nu fac 430. E cam faci pe aia, 454 sau 458. Deci, nu știu, probabil cine are Ioniq și a făcut mii de kilometri cu el, 5.000, 7.000, 10.000, poate să ne spună, domne, da, uite, Robert, poate să-mi comenteze acum, să spună, Robert, eu am Ioniq 6, Cătălin, că, na, prietenul meu Cătălin, zi-mi tu, dacă ai făcut vreodată, ai avut, sau când ți se încarcă, ai avut vreodată 600, ți arate 614, că mie nu mi-a arătat și... Pentru mine e o mirare chestia asta. Deci asta mă descumpănește puțin. Dar altfel însă, matematic vorbind, din ce se vede pe bord, fără probleme, se poate. Mergeți, vedeți pe la ce showroom, că nu au toți. Mi se pare că pe la DAB Auto, la Țiriac, pe undeva trebuie să fie, posibil și pe la, nu știu, prin țară. Adică vedeți, dați telefon, sunați unde se poate vedea și conduce. Uitați-vă la ea, studiați-o, folosiți filmele și ce am făcut noi, informațiile astea cât ajută și eu vă urez succes cu toată încrederea, luați. Deci mașina, o să aveți datele tehnice puse, o să fie acolo și garanție la baterie și garanția mașinii și așa mai departe. Prin tot ce oferă, repet, din punctul meu de vedere, este o alegere mai rațională decât Tesla, din multe motive. Pentru că nu ai nici casco atât de exagerat, nici
rata de daună totală atât de mare ca la Tesla. La Tesla ai lovit-o un pic mai serios, gata, e daună totală, că nu poți repara gigacasting-ul și așa, nu face nimeni. Adică se vor face cu timpul, dar la momentul ăsta, rațional vorbind, un om normal care vrea să facă trecerea la o mașină electrică de la o altă mașină este, după părerea mea, mai inteligent dacă se duce către Ioniq 6, către Ioniq 5, către Kona și, ca să mă duc tot în grup, către Niro EV6 sau, dacă ai bani și nu te împiedică, către best of the best of the best EV9, că e mașină super adevărată. Deci, succes!